Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Continuă reverberațiile examenelor de la evaluarea națională. Acum că am trecut cu bine de victoria lui Ștefan Balotelli-Pastia. Da, mulțumesc. Ați făcut clasamentul alea? Contestație. Serios? Nu, dar și eu putut face. Adică era am vorbit despre asta, nu, dar mă gândesc la română. Nu. Are 9,75, practic e o medie cu care în teorie intră oriunde. Dar când se stabilește unde intră? Se stabilește în curând. Mâine vin rezultatele contestațiilor și se stabilește ierarhia finală. Și după care, lunea viitoare, adică de azi într-o săptămână, va trebui să îl însoțim pe Ștefan la liceu, la școală, unde dictăm coduri cu doamna secretară. Este un proces arhaic și sunt chiar interesat. Deci, practic, fiecare profil și fiecare liceu au un cod unic. Adică codul 5413, de exemplu, corespunde clasei de filologie, secției de filologie de la liceul Spiru Haret. Îți dau un exemplu. Codul 5412 e real Spiru Haret, Mate Info și așa mai departe. Și tu trebuie să te duci o listă abundentă de coduri de-astea, ca nu cumva să-ți rămână copilul pe din afară. Nu cred. Și să le treci într-un sistem unde le trece numai doamna secretară. Și sute de părinți cu... Și sute de părinți și copii tabără pe săracele femei care sunt secretarele școlilor gimnaziale. Da. Are dreptate. Nu. Deci, și în ziua de luni și numai în ziua de luni stai și dictezi. Și femeile alea tastează ore în șir coduri. Și dacă greșești un cod, trebuie făcut un proces verbal. E nenorocire de pe pământ. Și părinții sunt într-o tensiune maximă, pentru că trebuie să facă cu foarte mare atenție să întocmească lista de coduri, pentru că în codurile alea e viitorul copilului. Și dacă treci un cod razna... Și tu ce ai? Tu, Oana, ce-a făcut asta? Ce-a selectat coduri? Săptămâna asta păi trebuie să vedem unde merge. Adică să-și aleagă liceul. Și toți părinții din țară, și dacă nu faci, ce se întâmplă? Dacă nu faci, te dă random la ceva tehnologic. Ce rămâne? Păi nu, dar dacă are note bune? Indiferent. Dacă tu nu îl înscrii pe liste... Dacă tu nu ceri să te duci la un liceu, nu te obligă să te duci acolo. După ce cei care au cerut sunt repartizați, îți vine rândul și ție și te pune unde ai avut. De ce nu se poate face asta online? Adică să stai... Dacă nu ai calculator acasă, nu te prigești. Ok, te duci la doamna secretară, dar dacă ai, poți să faci asta, de ce nu poți să faci tu? Asta mă gândeam și eu, că am înțeles că asta cu secretarele de școli e o facilitate, practic, pentru cei care nu reușesc să se descurce și ca să fie sigur că nu nenorocesc copiii, că nu e deci părintele poate face și online. Dacă, păi, online o fac... Nu, adică tu poți să o faci acasă? Nu. Asta spun. De ce? Nu știu. Adică ar putea să-ți dai o declarație pe proprie răspundere. Dom'le, eu mă descurc online, lăsați-mă că fac eu singur acasă. Mintea pe cuvânt. Adică facem operațiuni, ne luăm salariile online, facem plăți online, plătim toate utilitățile, plătim inclusiv impozitele, dacă înțelegem cum funcționează spațiul privat virtual, putem să le plătim online. Deci banii, nu? Programări la medic online, card de sănătate. Să știi că nu e ușor să pleci în viață. Asta cred că e principiul. Să nu fie ușor să pleci în viață. Trebuie să treci pe la doamna secretară. Asta. Pe de altă parte, uite, poate sunt copii care au note bune, ce au părinți dezinteresați, sau sunt, na, sunt fel de fel de situații, știi? Și riscă să-și rateze viitorul că taică-su trece la mișto niște coduri pe net. Îți dau un exemplu. Dacă se duce la doamna secretară... Dacă se duce la secretară... Ce? Vrea, nu vrea, odată ce a ajuns acolo, e cu lista, adică știi cum adică e. Doamna secretară îi spune, domnul Protopopescu, nu așa să mai puneți domnul 10 coduri aici, că nu vă bateți joc, vă rog eu frumos, cât durează că asta? Te roagă să treci foarte multe coduri. Că eu acum cu 9,75, i-am zis, Oanei, patate, noi punem 3 coduri. Că zic, despre ce vorbim? Mai ales unde vrea, că nu vrea la astea de elită, știi? Și zic, ce rost are să mai pun 10 de coduri? Nu există așa ceva, pune în 10 de coduri. De ce? Dar stai, bun. Și... nu știu cum e sistemul cu redistribuiri, cu fel de fel de scamatorii. Câte clase sunt la liceu? Adică câte sute de părinți o să fiți acolo? Când vă 200 duceți? Și ceva suntem noi în școala noastră. Și cum se fac liste de... Nu știu, avem un interval de la 9 dimineața la nu știu cât. Nu știu.
Nu știu încă. Te duci și stai la rând, probabil. Dar mă interesez și vă spun. Mi se pare uluitor, uluitoare această situație. Oare de ce nu se poate face? Nu reușesc să înțeleg. Poate reuși, dacă ne explică cineva de ce nu se poate face online, adică se s-o fi gândit cineva că se cred fraudează că sau chiar ceva. În momentele astea Alexa Stănescu. Ia zi, Alexa, bună, Alexa. Zice, musai pune zeci de coduri. Alexa a, lucrează, e fosta noastră colegă și lucrează la EduPedu acum. Da, a fost în direct săptămâna trecută. Musai, zice, pune zeci de coduri. Deci da. Vezi? De ce? Bine, cred că urmărim asta. Deci când se întâmplă săptămâna viitoare? Da. Luni. Bine. De azi într-o săptămână codurile. Hai, vă ținem pumnii. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.